Un amalgam de culori și forme, toate lucrate fără intervenția omului. Natura parcă s-a jucat departe de agitația din marile orașe. Turiștii care ajung în Ponoarele trec la propriu peste cel mai important obiectiv, podul lui Dumnezeu. Însă nu doar relieful locului este impresionant, ci și legendele atracțiilor turistice din zonă. Moara Crăcucenilor este o moară de lemn cu ciutură. Aceasta se află pe Valea Morilor, unde cândva se regăseau mai multe mori. Pe Valea Morilor, cândva erau înșirate 8 mori de lemn, utilizate la măcinarea tradițională a grâului și a porumbului. Purtau denumiri în funcție de sătenii sau de satul ce le utilizau. Astăzi, din cele 8 mori, mai este existentă doar Moara Crăcucenilor, adică a locuitorilor din satul Cracu Muntelui. Pe vremuri aici se aflau 8 mori de lemn. Moara lui Andrei, Moara Raiculeștilor, Moara Crăcucenilor, Moara Nebunilor, Moara Martineștilor, Moara Tihoilor și două ale Bălucenilor. Astăzi, din cele 8, mai există doar una, Moara Crăcucenilor, adică a locuitorilor din satul Cracu Muntelui. Comuna Ponoarele este un loc plin de istorie, vă așteptăm să-i cunoașteți misterele și poveștile.